Da, de față. Aici fac și baie. Nu faci baie. Valurile, cum trebuie să le prind? Pe mijloc, pe dreapta, pe stânga? E recomandat undeva între 30 și 60 de grade, dar în general mergi unde trebuie, deci ții drumul pe care ți-l-am dat. 40 de grade. Deci, ieși pe mare, cum e? Bine. Prima zi de curs. Gradul 3? Da. Cât de mare e gradul 3? Sau cât de periculos e? Păi gândește că deci, la gradul mării poate să ajungă undeva până la 9. Iar sunt două scale, deci scala Douglas pentru mare și scala Beaufort pentru vânt. Deci vântul e undeva la gradul 4 și marea e gradul 3. Plecam încet din Marina Limanu. După cum vedeți, sunt foarte multe iahturi în marina. Este plină, practic. Aici făceam cursanții noștri acostare la mooring în Marina Limanu. Trebuiau să se apropie de ponton și să apuce mooring-ul cu cangea.
Mai punem că n-are rost. Acum am murit cu dus la proba și l-am luat cu el. Dacă stai așa, parcă o să te pune, da? Așa? Păi, nu știu dacă mai e altă școală de navigație în Cumpăna. Nu e, da. Nu e. Aia, în Cumpăna. Am luat lista cu toate acreditate și... Și v-ați uitat și la alte școli de navigație sau nu? Nu, n-am mai apucat. Mi-au prins drag așa de ea. Ai ales o făcea mai bună de prima. Prima, acum am sunat și... Acum ai făcut diferență, mă spune. Toată ziua deja mă gândeam ce și cum o să fie, unde o să fie. Da, foarte frumos. Și-a fost și numele apropiat. Marina Maria. E Maria. Maria. Maria ta. Maria ta. Your Highness. Sunteți tratați ca niște regi. Pe acolo mânie, pe acolo, adică ca și cu nori. Ia zic, mă duc la Constanța. Mangalia. Asta cum o fac? Da. Și cum vă place până acum? Încă visez. Încă visați? Încă nu știu dacă e realitate sau... Am observat că în primele zile erați așa mai temător, nu știați la ce să vă așteptați, acum aveți mai multă încredere în abilități. Da, păi domnul instructor m-a băgat la valurile de 2 metri și l-a băgat în pâine din prima. Când a venit în prima zi, a luat tentea și a făcut ieșirea, a plecat. Mm-hmm. Am luat-o din plin vigor. E ceva omenă. Mi-a zis că nici când a putea să conducă mașina, nu l-a pus de prima să putea să o conducă. Așa. Mă așteptam ca autostrada să fie ria, dar aici ce îi... E mult mai... Ce planuri aveți cu yachting-ul? Adică e doar cursul ăsta și v-ați îndeplinit un vis și atâta sau mai vreți să continuați pasiunea asta? Acum a început. Sperăm yachting, sperăm și vacanțe, nu știu. A, mergeți în Grecia, în Croația? Croația, în mare parte. Croația, e aproape 200 de kilometri, cam așa. Și închiriați acolo yacht? Închiriați yacht? Da. Barcă prima oară. Peste 5 ani. La Ungur, pe Balaton. Păi dacă cobor la turnul Severin, ies pe mare, pe Dunăre și de acolo toată lumea. Toată Europa, oceanele, mai puțin. Să fie că am plecat de Timișoara să facă turnul european. Un velier se numește Bulca. Le-am văzut că erau acusați aici. În Mangalia. Au fost pentru Germania. Nu suntem pentru Germania. Când se palmă, se pe ele? Nu, era una mai mică. Ah, pe mare. Acum
cum v-a plăcut la curs? Interesant. Interesant, v-a plăcut să ieșiți pe mare așa? Da, am ieșit acum o săptămână prima. Am ajuns o vreo pe mare. Și aveți două bărci de motor, una de motor cu motor și una Variant. Ah, foarte bine, să navigați și cu plăcere pe ele. Da, luna care vine să mă apuc. Mm-hmm. Întorceam în marină, acostare cu pupa. Vă așteptăm la cursurile de navigație mariata.ro. Noi facem cursuri cu 1, maxim 2 cursanți. Vă așteptăm!